Călătoria de 100 de zile spre starea ta de bine cu profesorul din tine. Această emisiune este dedicată celor care aleg să călătorească conștient spre starea de bine și conține exerciții practice din cartea Profesorul din tine, scrisă de Simona Baciu și Susan Shapiro. Recunoașterea gândurilor și a emoțiilor. Ziua 12. Recunoaște gândurile recurente. Gândurile recurente sunt gânduri negative care persistă și care pot deveni obsesive, producând astfel o stare de anxietate și stres. Aceste gânduri apar în mintea fiecăruia dintre noi, întrerupându-ne activitatea în detrimentul motivației și al energiei noastre. Exercițiu. Pentru a elibera o minte aflată sub presiunea gândurilor negative recurente, îți recomandăm să te concentrezi pe respirație și pe momentul prezent. Ia loc într-o poziție confortabilă, cu corpul drept și nemișcat. Fii conștient de respirație în timp ce inspiri și expiri. Simte aerul rece când inspiri și aerul cald când expiri. Observă durata inspirației și a expirației. Fă în așa fel încât să expiri și să inspiri în același ritm. Observă pauza scurtă dintre inspirație și respirație. Continuă să te concentrezi pe toate aceste aspecte ale respirației în timp ce exersezi de 4-6 ori. Reconectează de la respirație ori de câte ori îți trec gânduri prin minte. Continuă să respiri normal și să te bucuri de starea de relaxare care te-a inundat. Zâmbește cu încredere. Călătoria de 100 de zile spre descoperirea profesorului din tine începe acum. Exersează 5 minute în fiecare zi pentru starea ta de bine.